cu Buc. Asta e ipoteză. Trebuie să aflăm valoarea raportului AN supra AC când supra AN dacă AB egal cu 15, AN cu 8, cu cât este egal AM și AB egal cu 15, AN egal cu 8 și cu cât este AC, cu cât este egal AC. Deci, Ana, ai mai multe întrebări aici, nu? Da. Este o problemă cu mai multe puncte. Să încercăm să o descifrăm, să vedem cum pornim problema. Deci, în ipoteză, ce spune problema? Că avem un triunghi ABC. Da. M aparține de AB și N aparține de AC, astfel încât AM supra AB să fie 2 pe 5. Deci AM supra AB. Ce înțelegi tu? Toată AB să ia... unde să-l poziționezi pe M? Undeva pe aici. Dar nu la întâmplare, Ioana. Vreau să împărțim în 5 și luăm două părți. Sus, nu? Da. Împărțit în 5, primele două, adică acolo aici e M. Deci ce AM supra AB, nu? AM supra AB face 2 pe 5. 5. Pe urmă, ce mai spune autor? Și nu aparține de C. Dar cum este? De BC. De AC. Da, dar nu e pe AC, dar cum? E dus la întâmplare, nu e acela sau are și el vreo șmecherie? Tot așa, astfel încât am supra AB egal cu 2 pe 5. Așa spune în problemă? Da. Și nu spune altceva. Uite, citește problema. A, și M în paralel cu BC. A, prin M care l-ai fixat. Prin M care l-ai fixat, duce o paralelă. Deci prin M l-ai fixat, nu? Da. Și acum duci paralel, că așa spune problema. Prin M duci paralela la BC. Pe aici, prin undeva. Pe acolo, dar să fie paralel. Ce se întâmplă? Să nu se întâlnească niciodată cu BC. A, și pe acolo, zice. Și înmătează punctul acela cu N. Da. Bun. Ai, în momentul de față, și nu obținut. Ce cere problema? AN supra AC. Ia vezi. Cum poți să faci? Deci, să începem. Rezolvare. Rezolvare. Rezolvare și punctul amic, parcă e... Da. Da? Păi, aici... Asta care s-a format, triunghiul ăsta, da. E asemenea cu triunghiul ABC. Da. Dar tu ai ca M supra AB, nu? Da. Așa. Și îți cere să afli cine? AN supra AC. Știu. Dacă AM e asemenea cu ABC, da. Înseamnă că AM supra AB este egal cu AN supra AC. Corect. Deci zicem, conform cu MN, începem redatarea. Cum MN paralelă cu BC. Da. Rezultă atunci că triunghiul stă că triunghiul AMN. Da. Asemenea cu triunghiul ABC. Corect. Și din asemănare rezultă că poți să scrii rapoartele. Și rezultă că AM. Deci ai înțeles de ce? Fica unghiului congruente. Da. Da? Și înseamnă că AM supra... supra AB. Da, egal cu... egal cu AN supra AC, egal cu 2 pe 5. Și egal, dacă vrei, ca să continui să fie toată treaba, egal cu MN supra BC. Da? Bun.
Dar ai spus 2 pe 5 fiindcă ai avut ca M supra MB era dată, da, în ipoteză. Da. Și acum te ocupi de ce te interesează din șirul de rapoarte, de ce te interesează pe tine, ce te interesează. AN supra AC. Așa zicem, AN supra AC egal cu 2 pe 5. Ele e deoparte. Egal cu 2 pe 5. Știi cu cine este egal. N-ai zis așa tu? Da, da, da. Sau cu 2 pe 5. Dar nu ți cere AN supra problema. La primul, AN supra AC. AN supra? AC. Aha, nu, da. AN supra AC așa cere? Da. Ți-a cerut foarte ușor. Eu mă gândeam că ți-a cerut AN supra NC. Ia să vedem dacă ți cere AN supra NC. Cum ai făcut? Îți cer eu. Păi aș fi făcut AM supra MB 2 pe 5. Fapt, 2 pe? 2 pe 3. Așa, aș fi fost 2 pe 3. Și ar fi la fel, AN supra MB 2 pe 3. 2 pe 3, conform teoremei lui Thales, nu? Sau, da. Sau dacă vrei pe AB îl scrie ca fiind AM plus MB. Acum am cere CN supra AN. CN supra AN. Păi, la fel, ar veni 3 pe 2. 3 pe 2 îți veni. Că ai prins poanta aceea, da? Vezi? Punctul B. Păi, facem mai întâi BM supra AM egal cu NC supra AN. Da. Supra AM egal cu NC supra AN. Da. Și știm că AM e 2 și MB e 3. Nu, avem că AM supra MB e egal AM supra AB, parcă a fost 2 pe 5. AM supra AB egal cu 2 pe 5. Rezultă că în loc de MB AM laș, în loc de M, A, B, poți să spui că este AM plus MB. Deci vine AM supra, AM supra, în loc de AB, tot cât este AB. AB nu se compune din AM plus AM plus MB. Așa, AM plus egal cu tot 2 pe 5, nu? Că doar n-ai făcut decât să înlocuiești. Da. Poți să întorci raportul, poți să spui invers, AM plus AM plus NB egal supra AM egal cu 5 pe 2. 5 pe 2. Și acum poți să distribui numitorul. Hai să distribuim numitorul, adică pe AM să-l distribuim la cei doi termeni. Și zicem AM supra AM. AM supra AM plus cât vine? MB supra AM. Care e numitorul la prima fracție? Era AM, nu? Da. Și AM se distribuie la cel 2. Adică se distribuie și la AM și la MB. Da. Uite că ai scris, unde ai scris asta? Uite, acolo ai scris. Iată că nu mama, că e și puterea să... AM plus MB este scris așa, AM da. Plus MB supra AM. Da. Și vine AM supra AM plus MB supra AM. Că asta înseamnă. Da, da, da. Egal cu cât? Cu 5 pe 2. 5 pe 2. Așa. Iar MB acum... MB supra AM. Dar AM supra AM face 1. Nu. Deci vine 1 plus... egal cu 5 pe 2. Ducem pe 1 în partea cealaltă și vine... MB supra AM, AM. Da. Egal cu 2 pe 5. De ce 2 pe 5? Face 5 pe 2 5 minus pe 2. 1. 5 pe A, 2 minus da, 1, nu? Da. Egal cu 5 pe 2. Minus 1. Și amplificăm cu 2. Da. 5 pe 2 minus 2 pe 2 egal cu 3 pe 2. 3 pe 2. Deci, iată că ai... dar tu aveai că invers parcă era. MB pe AM. Ba,
Ce ai aici? M, B, supra? A, și din asta rezultă că n că supra an egal cu m b pe am. Și egal cu? Și egal cu Și egal valoarea cu 3 trebuie 2, pe că 2. trebuia să găsești valoarea. Da? Și ai găsit punctul B. Apoi spune dacă AB e egal cu 15 Da? și AN e egal cu 8, AM cu cât este egal? Hai să vedem. Deci acum se dă în problemă că A, tot AB, e cunoscut. Cât? 15 15. și AN e 8. A nu-i 8. Și își cere cât? Facem Cine își cere? AM. Facem AM pe AB și AN pe AC. Așa. AM pe AB egal cu AN pe AC. Și pe și le înlocuim. Pe AM îl știm Da. că e 2. Pe 15 egal cu 8 pe NC. Și din asta rezultă că NC e egal cu 15 ori 8 supra 2. 15 ori 4 și egal cu 60. Deci, atenție că totul nu mai este de 5. E de 15 acum, totul a B. Iar M este poziționat încât să fie 2 sus și 3 și 2 pe 3, da? Deci noi pe M știm ca poziție, ca fiind 2 cincimi. Unde a fost dat în problemă? A fost așa, AM supra MB. Ia să scriem așa, că mi-am grăbit aici, cred eu. AM supra MB. Supra MB egal cu cât dat în probleme. Așa era, AM supra MB sau ce era dat acolo? Ia să vedem. Ce e dat în ipoteză? AM supra B egal cu 2 pe 5. AM supra AB. Atenție. AM supra AB egal cu 2 pe 5, da? Așa zicem problema. Deci știm că AM supra AB este 2 pe 5, da? Ei, și acum noi să înlocuim pe AB, că AB a fost dat în problemă. Cât este în AB? Acum ți-a zis în punctul ăsta C. AB e 15. Înlocuim acolo și zicem AM supra. 15. Da? Egal cu 2 pe 5. Deci, încă o dată. A, și rezultă că AM e egal cu 2 ori 15 pe 5. Da? 10 ne rămâne 1, 10, 3 și 6. Deci cât a ieșit? 6. 6. Deci vezi, acum s-a modificat valoarea. Nu, dar la punctul B a fost bine. Da. Noi acum suntem la punctul Ce? C. Și avem acum. Și urmează punctul D. Dar pe C l-am terminat? Am aflat a mea. Dar la punctul C se cerea BC, mă. Nu. Am. AM. Și cât este AM? În condițiile astea e 6. 6. Și acum să vedem. AB e 15, AN e 8 și toți la fel pe AC. Așa. Păi tot prin facem AM supra AB. Deci AM este cât acum? AB tot. AB este 15. 15. Și zicem AB, AM supra AB, plecăm de acolo, de la ce avem în ipoteză. Cât este AM supra AB? E 2 pe Doi pe 5. cinci. Și înlocuim pe AB care este. 15. Da. Și o să avem. Deci. AM supra 15 egal cu 2 pe 5. De unde aflăm pe AM ca și data trecută cât este? 6. 6.
Acum, dacă știi pe AM 6 și mai ai faci pe AN... AM supra AB și AN supra C. Corect. Și egal cu 6 pe 15 egal cu 8 pe AC. Și rezultă că AC e egal cu 8 ori 15 pe, da. Supra pe 6. 6. Și simplificăm acolo, facem calculul. Cu 3, 5, 3. Cât face? 20. Și l-ai aflat și pe acela. Deci, observi că încep să înțelegi mecanismul acela, da? Da. Și în șirul de rapoarte pe care scrii, vezi ce se dă, ce se cere, faci acolo, întorci rapoartele. Trebuie să știi de la clasa a șaptea, rapoarte, sau a șasea, cred că la șasea s-au făcut, rapoarte și proporții, și acolo proporții derivate din clasa a șasea. Deci cum se pot întoarce, să succes, să adun numărători între ei, numitori între ei, egal cu fiecare rapoarte, tot felul de manevre făcute așa încât să te duci spre ceea ce te interesează. Pentru că la matematică, Ioana, trebuie să înțelegi că nu sunt lucrurile izolate. Toți copiii, toți elevii în general, cred că sunt niște noțiuni, azi le înveți, mâine le uiți, niște definiții și cu asta basta. Nu. Nu știi când te folosești de toate noțiunile din urmă. De aceea trebuie actualizate tot timpul toate informațiile care le ai făcute de-a lungul timpului. Iată aici. Avem aici rapoarte și proporții. Ce... raportul ce este? O fracție acolo în raport. Proporția înseamnă, de fapt, o egalitate dintre două rapoarte. Două sau mai multe rapoarte pot să fie într-o egalitate. Și atunci, din proporția aceea, poți să obții proporții derivate de la ea. Făcând într-o șir de rapoarte,